Maria Băsescu a vizitat pentru a doua oară localitatea Șerbăuți după ce în luna iulie le-a adus sinistraților ajutoare constând în materiale de construcție. Ea a fost întâmpinată cu pâine și sare, iar o fetiță i-a mulțumit pentru sprijinul acordat persoanelor afectate de inundații. Stimată primă doamna țării și distinși invitați, primiți prin simbolul sacru al pâinii și al sării căldura și recunoștința noastră a șerbăuțenilor. Am apreciat mult mărinimia și generozitatea dumneavoastră, plină de discreție, care au readus căldură și noi speranțe în sufletele oamenilor care au fost încercați de soartă. Pentru noi șerbăuțenii, o casă nu înseamnă doar un adăpost, ci înseamnă împlinirea vieții ca oameni, ca părinți, ca fii ai acestei comunități. Noi am primit prin gestul domniilor voastre un exemplu de solidaritate, iar acum dăm la rândul nostru dovadă că știm să fim solidari. Ar fi prea puțin din partea noastră să vă spunem mulțumim. Și eu mulțumesc, bravo! Ai un costum foarte frumos. Mulțumesc. Prima doamna țării a participat la slujba de sfințire a primei locuințe reconstruită după inundații. Ea a stat de vorbă cu oamenii și le-a povestit că a ales localitatea Șerbăuți, deoarece aici s-au refugiat bunicii ei în timpul ocupației rusești. Aici e bunica în 1940. Foarte frumos. Acesta băiatul e cel mare, a fost pictor și, de exemplu, el a pictat acest tablou, după care am făcut felicitările. Și aceasta e mama mea, care a fost învățătoare în Cajvana, unde m-am născut eu. Mulțumim foarte mult! Dumneavoastră semănați la nas cu bunica. Da? Da, uitați-vă, dacă nu îi seamănă, foarte bine. Și bunica s-a refugiat aici. Așa, și aici e bunica în 1970. Deci bunica s-a refugiat aici la Șerbăuți. Da. Maria Băsescu nu a venit nici de această dată cu mâna goală. Ea le-a adus celor afectați de inundație pături, lenjerie și icoane. Bunurile au fost cumpărate din donații colectate de fiica sa Ioana. Deci, două fețele, două perne, Înainte de a pleca, Maria Băsescu a vizitat locuința care a fost inaugurată și a împărțit prăjituri copiilor. Uite aici, voi, Nicule. Uite, mami. Acolo. Hai la doamna Maria, spune-i să rămână. Și tu să iei.